Eu am avut șansa să-l cunosc pe Corneliu Vadim Tudor încă din copilărie, mama mea având o relație prietenească cu Corneliu Vadim Tudor. Și vreau să vă spun că tot ceea ce făcea, făcea din suflet. Vorbea cu un patos de nestăvilit și da, a fost considerat nebun de majoritatea oamenilor. De ce? Pentru că atunci când vii cu chestiuni care sparg tiparele, și nu pentru că el vroia să epateze, ci pentru că citea enorm de mult. Era un om extrem de informat, era un om cult, era istoric, avea o memorie fantastică. Rar vezi oameni cu asemenea capacitate de memorare. Era un om spiritual, avea simțul umorului, da? E apanajul omului inteligent.